Salutare, prieteni! Vreau să facem continuarea prezentării cuiburilor și o să deschid ușa. Ăștia deja îs mărișori, dar o să încerc să-i dau la mămică. Aici, aici. Asta e hornarul, pentru că a fost mereu la liber și are un cuib numeros și iepurașii îs 1 și 1, cum să zice. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bucățare. Ce văd acolo? Acela. Deci de la lumină nu se vede clar. Acela, cei din capăt. Ăia sunt foarte buni pe poziție, de micuț se vede. Evoluție foarte bună. Vârf de cuib, din ce văd eu, capul mare. Ureche deschisă, poziție, atitudine, deci de micuț se vede care îs vârful de cuib. Deși toți îs la mărime uniform, trebuie să vezi statura lor. Vedeți ce poziție are. Îs vreo 2-3 care îs vârf de cuib. Și atunci îi poți vedea de mii și ori îi faci semn în ureche cu markerul, ori aștepți evoluția lor când îs mari. Și atunci ții tot cuibul până îs mai mari, ca să nu vinzi, că zici, bă, poate îl vând pe ăla mai bun. Și atunci trebuie să aștepți până la vreo 4 luni ca să vezi definirea lor. Au o blăniță foarte lucioasă așa și sclipitoare și finuță. Deci asta e hornarul. Băi, hai înapoi, mă. Îl bate. Îl bate, nu vrea să meargă la cuib, ați văzut? Uite aici gălbenuța. Aici, aici. Și încă mai are granule. Deci au mâncare din abundență. Și vrem să vedem cuibul. Și aici e plin de fân. Dar dacă mâncă bine și face multe biluțe. Nu-i țin pe economie, pe sărăcie. Cel care îmi aducea orz, o zis că i s-a gătat orzul, nu mai are de vânzare și făcea multă risipă. Uitați acolo orzul pe jos. Și am hotărât să le dau din nou granule curate, pentru că au și crupa mai bună, nu se simte coastele, mâncă mai bine. Și am zis că eu nu fac economie. Să-ți cumperi Tico, mașină de aia micuță, doar că face economie de benzină. Dar ție nu-ți place de ea, că e urâtă. No, cam așa e și cu orzul. Să cumperi orz că face economie, chiar dacă simți costele pe iepuri. Atunci mai bine nu țin iepuri. Mie îmi place să fie frumos și sănătos. Așa. Și aici îs mai multe culori. Aici avem negru. Așa, aici e agutii. Parcă am văzut și ceva albăstrui, ăsta de aici, așa gri cincila. Ți-e frig, mă? Vedeți? Cei trei. Trebuie să apăs cu degetul să focalizeze din când în când. No, aici l-o călcat pe unul a doua zi, parcă. No, aia a fost pierderea. În rest, bine sănătoși. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat și vreme bună, că în primele zile au fost minus 8 grade și mi-a fost teamă că a fost foarte frig. E o iepuriță cu minte. La început a făcut așa un pic de figuri, dar după aia ne-am împrietenit. O văzut că o mângâi, am grijă de ea, îi dau să mănânce și în momentul când îi dau să mânce, o și mângâi și ne-am împrietenit.
Da, și cu căței sunt prieteni, dar cu ei nu pun mâna acum, că trebuie să pun mâna pe iepuraș, pe cuiburile noi și atunci devine o problemă. Aici avem pe măroacă. Ia, tot așa cuib numeros, 12 bucăți. Au avut până la 2 luni de zile, i-o dus. După care am început să înțarc iepurașii. Ați auzit cum a sărit pisica. Și face gălăgie și sperie. Și mai sunt motanii. Acum iar are un cuib numeros. Când erau mici, tot așa 12-13 am numărat. Dar n-am mai pus mâna pe ei. Și din câte văd, tot numerosei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci de-aia zic că așa cum are cuib numeros, 11, 12, gata, țucă tata pe ea, gata, 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 că nu-i fac nimica, gata. Da, 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 nu le fac nimica. Aici, aici, haide. Ați văzut cum își protejează puii, că au auzit câinii, pisicile, că fac gălăgie și atunci tot ce se apropie de ei crede că îi pericol, deși nu le fac nimica. Ați văzut cum îi miroase. Să nu simtă ceva miros străin, că imediat capsează. Și de-aia am zis că dacă punea mâna pe câini și atingeam iepurașii, își mușca proprii iepuraș. Acum vedeți acolo unul mai micuț. Ăștia fiind mai mulți, nu sunt toți uniformi. Du-te de aici, Veronica! Gata, 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 gata. Țucă tata pe ea. Gata, gata, haide aici, haide. Deci trebuie să știi cum să te compori și cu iepurii nărăvași, să le vorbești mereu, vorbești vrute și nevrute. Numai să-ți audă glasul și mângâiere. Bun, mergem mai departe. Deci avem o altă iepuriță. Așa, e la a doua fătare. E uriaș de Transilvania. Să vedem și cuibul ei. Și ea e foarte cuminte. Asta e geamăna, că o mai avut o soră și era la fel cu pigmentul și de-aia am zis geamăna, dar pe aia am pierdut-o de la mixomatoză. Hopa, hopa. Aici iară n-am numărat. Vedeți ce cenușii sunt ăștia de uriași de Transilvania. Asta ce micuței. Deci nu toți sunt la fel, dar are 2, 3... 4, 5, 6, 7. Deci vreo 7 are și ea. Nu toți sunt la fel, dar sunt câțiva 2-3 măroci. Aici am văzut ceva cap mai mare. Și ăla de acolo alb. Dar văd că îi grijește bine. Și fânețe, și puf. Aici iar îi fânețe cu balegă, pentru cei care le place să se ieie de lucrurile astea. Așa, cum am zis, dacă mănâncă mult și se balegă mult. Aici vreau să vă arăt o altă nenorocire. Vedeți cum stă pisica. Urcă aici pe cușcă, sare și în momentul când sare, s-aude tare. Și dacă vin 2-3, să mai iau și câinii și sar de acolo, de pe canapea, sar pe cutia asta și se sperie. Nu, hai, du-te! Și de la sperietură mi-o paralizat și asta. Pentru cei care au întrebat pe grupuri de ce paralizează, eu am văzut cu ochii mei în momentul când s-o speriat și și-o târât picioarele. Deci de la sperietură, nu știu ce se întâmplă cu nervul, vedeți că dă din picioare, încearcă să miște și coada, vedeți, dar nu mai poate de la șale cumva. Deci nu știu ce fel de paralizie e asta
și săraca, așa cum îi își crește puișorii. Ia-ți-o că tata pe aia. Hai de aici. Asta a fost că-și apără puiuții. Uitați acolo ce culoare faină au. Parcă secuiești. Și au avut un cuib numeros. 2, 4, 5 bucăți au rămas. E nărăvașă. O să le mai aduc fânețe, că se pare că au mâncat-o. Deci așa cum o paralizat, dar mănâncă foarte bine. Și o să-i mai duc fânețe ca să pun acolo să îi acopere. Că ea îi acoperă, ea le mâncă fânețea. Aici, dragă, aici ți-am pus mărul. Simte ea ceva miros, dar nu știe ce. Aici, aici. Ăla-i. No, asta e, cu bune, cu rele, mergem mai departe, nu avem ce să facem. Fânețe iar, am comandat, nu mi-o onora comanda. Și să vă las într-o notă pozitivă, am făcut o cușcă, o alta e acolo sus, doar lemnul. Mai am aici plasă, am luat și de jumate de metru și de un metru. Am pus așa o laterală, fundul, cealaltă laterală și acoperișul, să vină așa dintr-o bucată. Și atunci numai două laterale au fost din 50 de centimetri. Ca să fie dintr-o singură bucată, să nu se bage șoareci, șobolani la ei. Și atunci de-aia am făcut așa capătul să se îndoaie aici și să ridic. Și acolo, cum vedeți, e o singură bucată până aici sus. Ăștia sunt cei doi, asta e fetița și acolo e mascul.